Sunt probleme cu un pod de la Vârț, care ar crea inundații în zonă. Șeful secției de drumuri naționale consideră că de vină este unitatea minieră care a tot amânat decolmatarea. Așa se face că, după ce se vor efectua lucrări de curățire a zonei, Ion Tudor amenință că angajații vor dărâma construcția buclucașă. Dumnealor s-au angajat că vor aduce două utilaje. Nu au adus nici utilajele, noi vom face această decolmatare în cadrul activității noastre de întreținere a drumurilor. În schimb, avem probleme cu acel pod. Îmi pare rău că voi spune oficial, în momentul în care terminăm de decolmatat, dărâm podul. Accesul la acea întreprindere a dumnealor nu e de cărbune, nu pereclităm în siguranța energetică națională, dărâm podul, pentru că altă variantă nu am. Sunt 3 ani de zile de când dumnealor au spus că intervin, nu au intervenit. Acolo este un prag, din cauza acelui prag se va colmata mereu acel canal și oamenii stau în apă până la genunchi când plouă la Vârț, că nu interesează. Probleme sunt și pe dealul Bujorescu, însă prefectul a primit asigurări că reprezentanții CEO vor acționa pentru remedierea lor. Pe Bujorescu, de la Vârtop, de jos, de acolo... Da? Domnul prefect, dacă au intrat pe drum fără să ne comunice, nu este infracțiune. Deci nu ne jucăm. Să înțeleg că nu, eu nu știu, îmi pare rău. Deci eu mă bucur că mi-ați dat o veste foarte bună, dar noi nu știm până la acest moment că se lucrează pe drum. Dacă problema nu se va rezolva, Ion Tudor a declarat că se va apela la utilajele proprii ale secției de drumuri naționale.